echipa de fotbal Steaua București va evolua vineri pe teren propriu împotriva celor de la Politehnica Iași de la ora 17:30 în penultima etapă a sezonului regulat din Liga a doua. 1 martie, Emilian Paciunel și cel mai vechi jucător din lot, Horia Iancu, au împărțit mărțișoare colegilor de la echipa de polo. 7 dintre sportivele clubului Steaua au fost în lotul echipei României, care a obținut în urmă cu 10 zile în premieră calificarea la campionatul european. Este o dorință pe care o avem cele mai multe dintre noi, poate de când eram copii, și suntem foarte mândre de rezultat. Sper ca toate fetele care au fost acum la calificări să fie în continuare și la campionatul european. Campionatul european feminin de polo va avea loc în august în Croația. Vineri, Horia Iancu și compania așteaptă toată suflarea stelistă în număr cât mai mare la partida cu Poliaș. Cât de important devine acest meci cu Politehnica Iași? Toate 3 meciuri le luăm ca pe o finală, pentru că ne dorim foarte, foarte mult calificarea în play-off și ne bucurăm că au fost suporteri la meci și așteptăm în număr cât mai mare. Vineri e un meci important pentru noi. Primul meci acasă. Să vedem câtă lume va veni, că noi avem nevoie de sprijinul lor pentru încă 3 puncte, care ne țin acolo cu o opțiune importantă pentru locurile 1-4, de ce nu? Așteptăm o invitație la un meci să inaugurăm și noi nou stadion, pentru că noi încă nu l-am vizitat. Forța Steaua! Biletele pentru partida cu Poliaș pot fi achiziționate de la casele stadionului Steaua începând de miercuri 2 martie.